Și pornim de la casa a doua. Casa a doua este de Ministerul de Finanțe. Aici se află toate resursele de care dispune, materiale sau non-materiale. Pentru că, v-am zis, vorbim odată de la alimentație, la bunuri, la bani, dar e vorba și de talente, de acele abilități pe care le dobândim și noi le putem folosi ca și resurse. Da? Faptul că știi să bați cu ciocanul, știi să lucrezi pe calculator, sunt o serie de abilități pe care tu le poți folosi atunci când e nevoie și le pot aduce valoare, adăuga valoare în viața ta. Tu poți câștiga de pe urma acelor abilități. Cum e la mine astrologia, astrologia este și o resursă, cunoașterea astrologică pe care o am, e o resursă pe care o pot folosi, în exemplu acestui atelier, în care această resursă generează pentru mine valoarea adăugată, prin, să zicem, taxa pe care o plătiți voi, da, e practic o folosesc o resursă pentru a câștiga altă resursă. Asta e modul în care funcționează casa a doua și pur și simplu privit ca Ministerul de Finanțe. Și analizăm cuspida, în primul rând. Cuspida casei de arată atitudinea noastră față de resurse. Este politica Ministerului de Finanțe. Și este foarte, foarte importantă pentru că cuspida casei 2 indică atitudinea față de bani. Este atitudinea corectă, atitudinea pe care ar trebui să o avem noi față de bani, dar pe care nu o avem întotdeauna. Nu este garantat faptul că noi avem această atitudine corectă și în momentul în care noi nu ne raportăm la bani sau tot ce ține de resurse prin această cuspidă a casei 2, lucrurile tind să se complice în viața noastră. Apar tot felul de probleme, tot felul de dificultăți. Și contează să vă uitați în ce semn începe casa a doua, pentru că vă puteți da seama de cum ar trebui să vă poziționați. Dacă ai, de exemplu, plecăm pe la semne Yang, semne Yin. Da? Dacă există un semn Yang, foc sau aer, asta înseamnă că atitudinea ta față de bani trebuie să fie una proactivă, directă. Tu trebuie să îți creezi oportunități pentru a câștiga bani. Tu trebuie să fii proactiv vis-a-vis de banii tăi, să controlezi tot timpul cash flow. Asta înseamnă atitudine Yang. Tot timpul trebuie să depui un efort pentru a obține ceva. Asta este atitudinea corectă. Da, ajungem și la guvernator, nu sări. Da? Uite, guvernatorul e aici, jos. Acum vorbim strict de cuspidă. Da? Dacă este Yin, înseamnă că atitudinea ta trebuie să fie receptivă. Da? O atitudine receptivă a cuspidei a doua înseamnă că trebuie să pleci la premisa că Universul îți va asigura tot ceea ce ai tu nevoie. Și în principal, dacă ai cuspida 2 într-un semn Yin, este bine să nu te centrezi direct pe bani, pe resurse. Trebuie să te centrezi pe ceea ce ai nevoie, pentru că în acel moment, dacă ai ceva de făcut și e pe direcția ta, resursele îți vor veni. Dacă ai cuspida 2 în semn Yang, tu trebuie să te preocupi să-ți obții acele resurse. Foarte, foarte important această distinție. Pentru că de multe ori ai o cuspidă 2 într-un semn Yin și tu ești foarte mult centrat pe bani. Cât câștigi, cât cheltui, cum, da? Să fac bani, să fac bani. Și acest lucru, practic, este o politică greșită față de cuspida casei 2 și ai dificultăți în a obține acel nivel de prosperitate, ai dificultăți în a obține acei bani, pentru că atitudinea ta corectă trebuie să fie Yin, nu trebuie să banii să devină pivotul principal, tema principală. Trebuie să te gândești la ce vrei să faci de fapt. Deci nu trebuie pus un focus pe acei bani în mod direct. Asta nu înseamnă ignorat, nu înseamnă să nu-ți pese, nu înseamnă să nu-ți gestionezi banii care ai. Da? Nu înseamnă ignoranță, nu înseamnă je m'en fiche. Nu. Dar focusul atunci când faci ceva nu este legat de bani, de resurse, ci de ceea ce vrei să faci.
Foarte, foarte important. Și pe urmă, fiecare semn are particularitățile sale.